Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Audienței TV. Iată, ne vedem din nou voioși și sănătoși aici, la Media TV, în acest studio. Astăzi am propus pentru discuție și în fața dumneavoastră să abordăm subiecte care ne privesc, nu doar pe noi cei din Megidia, ci și pe cei din zonele limitrofe, dar vom discuta un pic tangențial despre acest aspect. Îi avem alături de noi și, după cum puteți vedea, o să spun, o să fac această paranteză. Am renunțat la ținuta protocolară în această seară dintr-un motiv foarte simplu, pentru că în mari onoruri și cu mare apreciere în fața dumneavoastră vor fi astăzi domnul comisar șef Eugen Tomescu, șeful biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Megidia, și domnul agent principal Cătălin Beșliu, tot din cadrul biroului OP, ordine publică al Poliției Municipiului Megidia. Bine ați venit alături de noi în această seară. Bună seara, bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor noastre. Bună seara. Sper că ne întâlnim așa într-o discuție și într-o situație, de fapt, în zona aceasta a Megidiei, cât de cât relaxată. Dar înainte de a discuta despre aceste aspecte, haideți să vedem, în fond, ce înseamnă biroul ordine publică, structură, caracteristici, arii de competență și așa mai departe. Le vom lua, cu permisiunea dumneavoastră, pe toate la rând. Da, ca o descriere a activității noastre, Biroul de Ordine Publică este componenta Poliției Române. În special este format din trei compartimente: compartimentul proximitate, compartimentul sisteme de pază, sisteme de securitate privată și compartimentul siguranță publică. Ca o scurtă descriere pe fiecare compartiment, compartimentul de proximitate este format din acei polițiști, înainte se spuneau sectoriști, acum sunt polițiști de proximitate, care au ca scop, ca atribuțiuni, cunoașterea populației în general și crearea unor parteneriate între poliție și societate, parteneriate între autoritățile publice locale, parteneriate cu școlile de pe raza municipiului Megidia, organizații neguvernamentale, societăți, diverse societăți private sau de interes național, dar au și atribuțiuni de cercetare penală. Cercetare penală pe o paletă restrânsă de infracțiuni, în general pe cele pe autor cunoscut, unde infractorii sunt cunoscuți. La aceste infracțiuni este necesară plângerea prealabilă, adică cetățeanul vine, depune plângere, se repartizează de obicei polițistului din zona în care cetățeanul locuiește sau unde s-a săvârșit infracțiunea, se întocmește un dosar penal, se fac cercetări, după care acestea sunt înaintate dosarele la parchetul de pe lângă judecătoria Megidia cu propunerile corespunzătoare. Compartimentul sisteme de pază, securitate privată, asigură controlul de specialitate, ca să zic așa, cu societățile comerciale de pe raza municipiului Megidia, dar și cu agenții economici care desfășoară diverse activități economice, asigurând totodată și controlul privind paza bunurilor proprii. De aceea, vis-a-vis de acest compartiment, municipiul Megidia are destui agenți economici care trebuie Aici, mă scuzați că vă întrerup, dar e o chestiune pe care trebuie să o punctăm, pentru că foarte mulți fac greșeala de a spune: e sarcina poliției să aibă grijă de treburile și de bunurile mele. Acum, ca și trăitor în România și într-o societate modernă, într-o societate dinamică, sarcina cui este paza bunului? bineînțeles că în proporție 90% sarcina revine în special în sarcina proprietarului. Deci este obligat să-și asigure paza bunului. Prin ce? Prin agenți de pază din cadrul societăților de pază specializate, prin camere de monitorizare, prin sisteme de antiefracție. Deci el este obligat să-și asigure paza bunului. Poliția, de aceea putem spune, poliția nu păzește, ci poliția constată. Poliția veghează la siguranța cetățeanului și siguranța bunului, dar nu păzim. Știți de ce vă întreb? Pentru că sunt foarte multe situațiile în care
Omul spune așa, doamne, ați trecut toată noaptea pe aici, cum dracu n-ați văzut că X mi-a spart apartamentul, mi-a intrat în casă, mi-a furat câinele, mi-a furat bunul de valoare, mi-a spart mașina din curte și așa mai departe. Vedeți, aici este situația, oamenii vin și reclamă sau pun în sarcina, în cârca poliției responsabilități pe care ar fi trebuit într-o oarecare măsură să și le asume, așa consider eu. Da, cetățeanul este, are tot dreptul să vină să se sesizeze, să reclame, că este dreptul lui. Dar polițistul, nu putem spune oricărui cetățean ce face polițistul. El are un anumit program de patrulare, are un itinerariu de patrulare. Că dacă toată lumea ar ști, bineînțeles că și infractorii ar ști pe unde se află acea patrulă. De aceea, noi în special ne axăm pe munca de prevenire. Că dorim să constatăm infracțiunea în flagrant, pentru a putea trage la răspundere imediat pe făptuitor, pentru a putea recupera prejudiciul creat persoanei respective, victime în general, da? Dar nu putem să spunem că nu asigurăm paza, nu pot să mă postez lângă mașina cetățeanului, a uitat mașina deschisă sau a lăsat geamul deschis la casă că e cald. Noi nu putem să păzim, de aceea recomandăm să-și ia măsuri suplimentare de securitate și siguranță personală. Da, bine, acum și în sezonul estival, vă dați seama, asemenea situații sunt foarte frecvente. Oamenii dorm cu geamurile deschise, așa cum punctați și dumneavoastră. Hoțul are drum liber și apoi, ce ați făcut, v-am văzut, ați trecut, ați patrulat, da, uite, pe hoțul meu nu l-ați prins sau nu l-ați văzut. Sunt cazuri nefericite. Noi nu ne dorim să trecem pe lângă hoț ca să ne-l prindem. O altă cauză, să zic, nu frecventă, dar sunt acele postări pe Facebook. Am plecat în vacanță, am plecat, mi-am luat nu știu ce. Este ca o invitație indirectă persoanelor care... Bine, dar acum că discutam de una zi cu un amic și vis-a-vis de această chestiune, că hoțul este întotdeauna ajutat de... Victimă. Nu întotdeauna, dar... În cele mai multe cazuri, să spunem, în special când se fură un anumit obiect. Deci intră hoțul în casă, nu ia tot ce prinde, ia numai ceea ce îl interesează. Un telefon de o anumită marcă sau... Da, sunt de obicei sustrase bunuri mici ca volum, dar valoroase. Foarte... Și atunci oamenii, de aceea zic că ei îi și ajută, dar cum spuneați de aceste postări sau de aceste invitații oarecum mascate... Totuși, aceste rețele sunt cumva cu circuit închis. Nu poate vedea oricine ceea ce am postat eu, că m-am reclamat a fi în vacanță sau... Da, de obicei se postează și se dă public, da? Sunt plecat la munte sau... Și monitorizează aceste persoane răuvoitoare, monitorizează anumite grupuri de familii sau care sunt mai înstărite. Dacă ați observat și dumneavoastră, sunt anumite reclamații în care se reclamă sustragerea unor sume de bani destul de importante, care nu poți să-i ții decât, adică aș recomanda mai bine ții într-un cont bancar, că de acolo nu are cine să ții sustragă. Și de acolo cred că există posibilitatea, dar nu la modul acesta să vină să-i ia fizic. Bun. Haideți să ne întoarcem un pic la aspectul acesta, la descrierea compartimentului în general. Da, și cel de-al treilea compartiment, dar nu fără importanță, este compartimentul siguranță publică. Sunt acei polițiști care patrulează, cei care sunt componenții patrulilor de siguranță publică în teren, cum mai spunem noi, interfața Poliției Naționale. Aceștia au atribuțiuni de a patrula, de a veghea la ordinea și siguranța publică, de a veghea la liniștea comunității, dar și la securitatea bunurilor în măsura în care acesta poate fi acoperit, ținând cont de faptul că într-o anumită perioadă am fost micșorați ca efective. Și astfel că area de competență ca mărime s-a întins de mult pentru, extraordinar de mult pentru o singură patrulă, să zic. Da, aici ar fi de punctat un aspect și fără a ne propune într-un fel sau altul să deranjăm pe cineva, vă întreb, domnule Beșliu, pentru că sunteți în stradă și cetățenii municipiului Megidia cu siguranță vă știu, iar dacă nu vă știu, au auzit de dumneavoastră.
De remarcat faptul că ați obținut titluri de recunoaștere 2 ani fiind polițistul anului. Iar aceste titluri de recunoaștere sunt o imagine clară a activității dumneavoastră și spun eu și a colegilor dumneavoastră. E o imagine plăcută și un premiu adus, o recunoaștere adusă întregului efectiv din cadrul biroului. Dar acum în interiorul, cum îi vedeți acum pe oameni în interiorul comunității, acolo unde sunteți dumneavoastră, că spunea domnul comisar, poliția este interfața. Bun, atunci are parte și de un feedback și cetățeanul percepe polițistul din stradă. Ce poate, cum prezintă poliția prin intermediul agenților operativi din teren această interfață? În primă instanță aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că acele merite pe care le-am obținut și mi-au fost recunoscute oficial, să spunem așa, atât din cadrul instituției din care fac parte, cât și autorităților publice în acest oraș. Meritul, să știți că nu este numai al meu. Meritul este a întregii echipe din care fac parte, atât a colegilor din cadrul Poliției Municipiului Medgidia, a Biroului de Ordine Publică, de Investigații Criminale, Poliție Rutieră, colegilor din cadrul Dispecerat Poliției Municipiului Medgidia. Și tot pe această cale vreau să subliniez, să notez sprijinul pe care l-am obținut și îl am efectiv, operativ stradal și din cadrul colegilor din cadrul Detașamentului 7 Jandarmi Municipiului Medgidia. Fără de care, să știți, fără sprijinul acesta nu reușeam să ajung la această performanță în care am ajuns astăzi, toți fiind un întreg unitar în această structură. Referitor la întrebarea dumneavoastră, vă pot răspunde în felul următor. Datorită transformărilor pe care le-a suferit societatea românească, să spunem, în ultimii 25 de ani, mai ales a schimbărilor economico-sociale care au condus la starea care o avem de fapt. Acum, automat, aceste schimbări s-au răsfrânt și asupra nivelul de trai și a percepției cetățenilor unora față de ceilalți. Motiv pentru care și noi, ca instituție aflată în prima linie, cum am spune, în front, în prima linie în munca cu cetățeanul și, de fapt, noi suntem în slujba cetățenilor, ne lovim de toate categoriile sociale. Iar munca noastră, aceea de agenților de ordine și siguranță publică, este aceea că la fiecare, să spunem, la fiecare sesizare făcută din către un cetățean, noi intervenim prompt pentru a rezolva problema sesizată. Acum vă aduc la cunoștință faptul că paleta, să spunem așa, socială în care noi am interferat se desfășoară de la simplu cetățean de stradă, atât indiferent că este vorba despre un locuitor din cartierul Mahmud Bey sau cartierul central al Poliției Municipiului Medgidia. Da, bine, știți de ce vă întreb? Pentru că au tot circulat, acum văd că sunt mai atenuate, dar a fost la un punct o problemă de credibilitate în ceea ce privește activitatea polițistului, adică au tot fost mediatizate momente în care polițistul comitea un anumit abuz de drept, avea o comportare abuzivă, au tot fost oameni care au filmat, deși eu știu că în contactul cu un polițist, bun, e film mașina ta, dar nu prea este indicat să te apuci să filmezi ceea ce face ofițerul sau subofițerul din stradă cu care interacționez, cu care interferez. Nu mi se pare ok, pentru că sunt și așa, uneori polițistul aplică tactici, practici speciale pe care le-a învățat în școala pe care a absolvit-o. Deci nu știu dacă e tocmai indicat pentru cetățeni să filmeze și apoi să și prolifereze acele filme, atât pentru imaginea poliției, cât și pentru bunul mers al activităților. Infractorul se specializează și din ceea ce vede postându-se. De ce vă întreb? Pentru că poliția română la un punct nu a avut depoziții, ieșiri oficiale în ceea ce privește comportamentul anumitor polițiști. Nu au fost doar niște comunicate de presă date pe care trusturile de presă ori au ales să le comunice, ori au ales să nu le comunice în funcție de format. De aceea spun că acum, cel puțin eu simt o creștere în nivelul de credibilitate al cetățenilor față de poliție și față de munca pe care poliția o întreprinde. Și ar fi fost interesat de punctat și dacă din stradă se simt lucrurile așa, de cu fiecare om cu care interacționați. Sunt mulțumirea aceasta, chiar dacă îl sancționați, chiar dacă omul se gândește, băi, dacă m-a sancționat pe mine, e clar că mă simt un pic mai sigur. Vă va face și cu celălalt, adică poliția chiar lucrează. Au fost nu de
mult filmele acelea cu polițiști care dormeau în mașină. Deci sunt anumite atacuri la imaginea poliției care totuși cred că au lăsat urme pe aici pe acolo. Noi ne referim strict la municipiul Medgidia. De când coordonez activitatea acestui birou, de aproximativ 6 ani de zile, cred că împreună cu echipa managerială, cu comandă, cu celălalt șef de birouri, am lucrat în echipă și am reușit cât de cât să stăpânim situația infracțională și să creăm o imagine credibilă în fața cetățeanului. Niciodată nu putem să-i mulțumim pe toți. Asta este clar. E clar, nu sunt sancționați. Exact. Sunt... În momentul în care intervii la o sesizare, la un scandal, la un așa, nici polițistul nu este robot. Și noi suntem oameni și noi avem problemele noastre, dar trebuie să mergem, să discernem pe moment. Sunt anumite situații în care luăm hotărârea sau luăm o măsură în fracțiune sau în câteva secunde, care pot să aibă în ideea în care trebuie să și limităm efectele negative sau anumite nemulțumiri. Și totdeauna când, în momentul în care ai aplicat legea, cel care îi se dă dreptate prin aplicarea legii este mulțumit, celălalt e clar că nu este mulțumit că, uite, am fost sancționat de către polițist sau de către polițist. Că, nu așa, înseamnă că are ceva cu mine. Bineînțeles, totdeauna... Da, cam toți spun chestia asta, doamne... În special în comunitățile mici, compacte, unde polițistul inevitabil cunoaște oamenii sau foarte mulți oameni din zona respectivă. Automat, în momentul în care va fi, băi, eu cred că polițistul cu tare are o problemă cu mine. Dacă nu m-a oprit de 3 ori, dacă nu mi-a făcut, dacă nu mi-a adresat. Oamenii mai și vorbesc acum cum resimte și polițistul în stradă acest efect bumerang. Vă dați seama că și noi, la fel ca și dumneavoastră, auzim din alte surse. Niciodată nu o să vină un om direct în față să spună ești, faci. Totuși, suntem reprezentanții legii, da? Bun, răi, suntem reprezentanții, garanții legii. Acum haideți să tratăm să trasăm, de fapt, o linie de demarcație. Apropo de exemplul de speța pe care v-am spus-o, să spunem că un cetățean este oprit de 3 ori în 5 zile. Cum ar înțelege? El se consideră nevinovat, nu? Că chiar și cei care au băut... Au fost cazuri hilare pe net puse. Unde ați băut, domnule? La masă. N-ați băut la volan? Da, unde? În gură sau la masă sau mai știu eu ce alte manifestări de genul acesta. Dar, acum, punctând, exact ca la nivel de eficiență, la nivel de cum simt, cum ar trebui să perceapă cetățeanul faptul că un agent de poliție îl oprește în trafic de 3 ori în 5 zile? Ar putea cumva să considere comportamentul agentului ca fiind susceptibil de un abuz, ușor abuz de drept, sau pur și simplu ar trebui să conformeze, suntem cetățeni, cu toții ne supunem legii conform Constituției, nu? Totul pleacă de la respect. Totul pleacă de la respect. Vă spun acest fapt pentru că acest fapt este general, universal, valabil în orice societate civilizată. Atât eu, ca organ de poliție, cât și cetățeanul respectiv, are obligația și datoria în primă instanță să respecte legea. Eu o respect din punctul meu de profesional, din punctul meu profesional care o aplic stradal, în stradă, unde sunt operativ, că și domnia sa are obligația să o aplice din punctul său de vedere cetățenesc. Dar civic, ar trebui să ne supunem. Atunci, din momentul în care aceste legi universal valabile pentru noi toți, dar datorită profesiilor ne interferăm diferit, sunt respectate de către toți, atunci vă spun, domnul meu, că nu trebuie să existe nicio astfel de parte secundară sau acel efect bumerang care spuneți dumneavoastră, respectivul polițist are ceva cu mine. Din moment ce dumneata, ca cetățean sau participant în trafic, ești în regulă cu absolut tot ceea ce legea îți cere a fi în regulă, nu văd de ce ar exista un efect de discrepanță între mine ca organ de poliție și dumneata ca cetățean. Vă rog. Dacă îmi permiteți, eu cred că dumneavoastră vreți să atingeți și punctul de ce, probabil, cei de la ordine publică mă opresc în trafic, nu? Aici vreau să ajung, ați anticipat foarte bine. Legiuitorul când a făptuit această legislație, a spus așa, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament moral, civic și responsabil, în limita legilor și a normelor de convingere sociale. Textual vă pot spune care sunt obligațiile și ce dreptul au polițiștii de siguranță publică din cadrul biroului de ordine publică de a opri autovehicule. Deci nu oprim doar de dragul de a opri. Iar referitor la pe controlul pe linie de
rutieră, de respectarea normelor de circulație, da? Și acel fapt. Una așa, polițiștii pot să efectueze oprirea și controlul asupra oricărui autovehicul aflat în zona de competență și pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice. Da? Oprirea și controlul vehiculului se execută de polițiști. Bun. Când constată direct comiterea unor contravenții sau unor infracțiuni, ori există indicii despre săvârșirea unor anumite fapte. Există suspiciuni că în vehicul se transportă bunuri, valori provenite din săvârșirea unor fapte ilicite sau persoane urmărite. Se desfășoară de către poliția acțiuni specifice, deci executăm anumite filtre, anumite razii, da? Cu ocazia opririi și controlului, polițiștii urmărește persoane sau bunuri date în urmărire, persoane ascunse în vehicul în scopul de a intra sau ieși, da? Sunt urmărite, persoane răpite sau sechestrate, evadați, dezertori, etc. Aici e de punctat. În aceste situații... Deci pentru nu lăsa loc interpretării, am citit din textul de lege. Da, sigur, dar aceste indicii sau... Pentru că vedeți dumneavoastră, coborând acum în mintea fiecăruia dintre noi, neprofesioniști, da, în ale poliției, laici, omul spune așa, instituția aceea controlului de rutină, de rutină, da? Da? Mulți spun domnule, lasă desfințat și pe bună dreptate nu mai beneficiază în fond, dacă e să abordăm profesional această chestiune, nu mai beneficiază de o de o prevedere specială, expresă în lege. Da, bun, pot să fac control. Oamenii spun, domnule, e filtru, e acțiune. E prima întrebare pe care am observat că o adresează șoferii. Da. E filtru, de ce m-ați oprit? E vreun filtru, e vreo acțiune? Adică, până la urmă, cine pe cine legitimează? Da, sau de ce m-ați oprit? Sau, fiindcă suntem polițiști și polițiștii au obligație, dreptul de a solicita actele de identitate. Indiferent, pentru că și aici mai trebuie trasată o chestiune, indiferent dacă polițistul este la birou OP sau la acțiuni speciale sau la economic sau la rutieră, cei de la rutieră clar pot. Pot efectua acțiuni de oprire în trafic? Bun, perfect. Tot legitura a prevăzut că pentru a opri în trafic pe control rutier trebuie să obții calitatea de polițist rutier, ceea ce colegii mei din cadrul biroului au susținut examenul la nivelul serviciului rutier, au fost declarați apți pentru a avea calitate de poliție rutieră, fapt pentru care au avut și această calitate desfășoară activități de control rutier exclusiv. Constată, orice polițist poate constata infracțiuni, da? Dar în special pe linie de rutieră constat și contravenții și infracțiuni în baza OG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. De aceea pot să spun da, că și polițiștii de ordine publică din cadrul biroului Megidia, parte din ei au dreptul de a opri și de a efectua controle pe linie de poliție rutieră. Pentru că aici legea cumva nu distinge și ar trebui să discutăm dintr-o abordare practică. Bun, trebuie să fiu, așa cum spunea domnul comisar, trebuie să fiu, să am calitate de polițist rutier. Da. Ca să pot efectua un control. Dar eu, polițist OP, fără calitate de polițist rutier, am eu indicii că în autoturismul X cineva transportă o anumită cantitate de substanțe periculoase. Am eu indicii pentru că... Că pot opri. Deci controlul autovehiculului, a nu confunda controlul autovehiculului cu controlul pe linie rutieră. Controlul autovehiculului, orice polițist din cadrul biroului de ordine publică poate opri în trafic un autovehicul. Bun, și care este diferența între controlul rutier și controlul sau oprirea în trafic? Adică de ordine publică solicită documentele de identitate ale persoanelor, ale pasagerilor, ale conducătorului auto, iar dacă constată să vășim o infracțiune pe linie de rutieră, obligatoriu anunță pe colegii care au calitate de poliție rutieră. El își urmărește controlul pe linie de ordine publică. Și repet, să vadă dacă controlează ori bagajul, nu mai că astea se povește, arată mandat, nu există mandat, nu facem percheziții, facem controlul autovehiculului și a persoanelor, da? Inclusiv controlul corporal, sumar, se poate efectua.
cetățeanul respectiv din mașină, cetățenii sau conductorul autorului, este invitat să coboare în autovehicul și să fie perchiziționat corporal sumar. Dacă totuși de fapt este aia cu pipăitul, nu? Bineînțeles. Dacă am văzut, are sau nu are ceva asupra lui. Bineînțeles. Dacă totuși refuză, avem obligația de a conduce persoana la sediul poliției pentru a-i se stabili identitatea. Deci nu conducem. Eu vă zic că la meșteria nu se conduce abuziv sau nu se ia doar așa de dragul de a legitima pe stradă de... Nu suntem cu norme. În special mergem pe linia preventivă. Noi vrem să prevenim. Fiindcă am satisfacția ca polițist ca a doua zi să știu că nu s-a întâmplat nicio infracțiune cu violență, nu s-a... Mi-e drag sau a doua zi a trecut o noapte, a trecut o zi în care în meșteria nu s-a întâmplat nimic, să fii în siguranță, să poți să te plimbi în siguranță prin oraș, să poți să știi că copilul tău merge la școală în siguranță și până acolo și de la școală înapoi nu a fost agresat sau nu a fost târgurit sau nu a fost bruscat. Înțeleg. Asta este scopul. Da, bine, aici cu aceste controle a fost, și vă mulțumim pentru această, sper că toată lumea a fost foarte atentă, trebuie trasat pentru ca fiecare să conștientizeze că în momentul în care ai primit semnalul din partea polițistului că trebuie să tragi pe dreapta, trebuie să o faci, fără prea multe întrebări, fără prea multe discuții. Fiindcă și timpul îl pierde și cetățeanul. Supunerea acelui control durează foarte puțin. Dacă stăm la... Da. Povești, dar de ce, dar pentru ce, o trebuie și tot în defavoarea cetățeanului este. Acum, din experiența dumneavoastră, domnule Beșliu, câți oameni au fost cooperanți și câți oameni au protestat la apelul polițistului din stradă în momentul în care a efectuat semnalul de oprire? Un procentaj sau o proporție exactă, perfectă, nu vă pot... servi acum verbal, să vă aduc la cunoștință. În schimb, cetățeanul trebuie să realizeze faptul că atât noi ca agenți de ordine și cu siguranță publică, înglobați și în structura de poliție rutieră, cei care avem calitate de poliție rutieră, cât și colegii noștri, care încă nu au obținut această calitate de poliție rutieră, îmbinând aceste două arme, să spunem, în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, noi nu facem altceva decât să asigurăm un climat de ordine și liniște publică. Adică, în primă instanță, pe linia noastră de ordine publică, de a evita de a ne înregistra, cum a spus și domnul comisar șef, de a evita de a ne înregistra cu acte de violență, cu tâlhării, cu omoruri, cu scandaluri, cum s-a mai întâmplat la noi în oraș, în diverse zone ale orașului, cât și pe linie de rutiere, deoarece ați văzut orașul dumneavoastră, nivelul infracționalității este a căpătat o trăntate de crescendo, să spunem așa. Orice infractor, de regulă să spunem, bunurile provenite din sustrageri sau din acțiuni ilicite sunt transportate cu autoturisme. Iar eu, în calitate de agent de ordine și siguranță publică, am obligația să, atât în modul de a menține climatul de ordine și dacă și să protejez bunurile cetățenilor. Eu pot să prind un astfel de infractor din momentul în care am indiciile temeinice, îl observ chiar că transportă bunurile respective cu autoturismul respectiv și în acest fel îl pot prinde, îl pot deservi organelor în drept, iar bunurile sustrase le pot înmâna persoanelor în cauză care au fost deprivați de aceste drepturi. Ce o chestie foarte ciudată. Vezi, noastră, cu toții, cred că la un punct în viața noastră de conducători auto, pentru că în fond ne-am cantonat în acest subiect, cu toții vrem să avem un climat, așa cum spunea și domnul Beșliu, de ordine, de liniște, să ne simțim, așa cum spunea domnule comisar, în siguranță, să putem să ne plimbăm liniștiți. Cu toții vrem chestiunile acestea. Dar când momentul în care suntem opriți, cu toții am avut o manifestare de opoziție asupra agentului constatator, asupra omului care își face doar datoria. Deci este de datoria lui să vină și să pornească cumva de la premisa că poate eu sunt omul care transportă bunurile sau obiectele provenite dintr-o infracțiune. Că nu întotdeauna infractorul e atât de idiot încât să-și transporte cu auto personal bunurile pe care le-a furat de la X. Da. Le va transporta cu mașina prietenului H. Și atunci e clar, se poate pierde urma, nu? Deci... Am identificat în trafic, în acest răstimp profesional, vă spun, persoane urmărite internațional, prin Interpol chiar,
din țară, de la noi, care au fost implicate în activități ilegale și ilicite în străinătate. Persoane din Megidia. Din Megidia, dar implicate în activități ilegale în statele europene, de exemplu în Spania, Franța, Italia. Iar noi, oprindu-i în trafic, i-am identificat, i-am legitimat, iar în momentul în care am efectuat verificările respective în bazele de date informatizate ale Poliției Române, acolo am fost atenționați instant de faptul că este căutat în statul X pentru infracțiuni, se vrește cu violență, prin fur calificat. Iar acest fapt pe noi ne-a condus în a-i deservi organelor în drept. Da, deci iată aici, această opoziție a omului ar trebui cu toții să conștientizăm faptul că în momentul în care primim semnalul de oprire, așa cum mai spuneam, omul își face datoria, agentul din stradă, agentul constatator, în fond, poate fi constatator chiar și la adresa noastră. Nu? Că toți vrem chiar fiecare oraș are zonele lui sensibile. Bineînțeles. Domnule comisar. Și atunci, în special locuitorii acelor zone sensibile, își doresc ca acea zonă să nu mai fie sensibilă din punctul de vedere al infracționalității și al criminalității. În municipiul Megidia, despre ce zone sensibile putem să discutăm, punctându-le și în raport de numărul de infracțiuni sau de tipologia infracțiunilor care sunt săvârșite sau care ar putea să săvârșească în zona respectivă? Până să vă răspund această întrebare, aș vrea să fac o scurtă completare la subiectul anterior. Vă rog. Controlele acestea se fac în special pe timp de noapte. Da? Și atunci, după ora 22, după ora 23, după ora 24, să zic, până dimineața la ora 6, 7, când se luminează, să zic, depinde și de anotimp și asta, clar, normal, te odihnești. De ce oprești? Nu se pare dubios la ora 2, trece mașina? Oprești să vezi de ce, de unde vine. Ai constatat că sunt nereguli, e tot lume. Nimeni nu oprim. Deci asta sunt controle, asta scopul controlului. Păi da, dar vedeți dumneavoastră, mai sunt unii care mai erau de o bere 2 și atunci circulă la ora 2 noapte. Da, o dracu, nu e nimeni pe stradă la ora asta. Îl oprește polițist și zice, fiera la dracu de polițist că uite, am băut și o bere o dată în viața mea, m-am urcat la volan și atunci m-a prins să mă articuleze. Înseamnă că... Da, zice, pentru că atunci manifestă e cea mai mare opoziție. Stați un pic, dar de ce m-ați oprit, domnule agent? Stați că eu nu înțeleg. E vreun filtru? S-a întâmplat ceva aici în zonă? Nu, sau nu, când i-am că ai ordine de servici, polițistul, conform legii, spune, este 24 din 24 în activitate. Eu și în civil, dacă trec și mă autosezez o infracțiune, sunt obligat să intervin și să-l predau imediat organului competent, adică colegul meu de la judiciar sau colegului de la rutier sau colegul de la economic. Nu înseamnă că nu pot să intervin, gata, atunci la 16 nu mai sunt polițist. Nu. Bine, conform legii și statutelor speciale, polițistul e polițist când doarme. Da. În momentul în care a devenit conștient, s-a trezit, se trezește polițist, nu se mai trezește omul din buletin. Vreau să mai fac o paranteză că pe raza municipiului Megidia, deci executăm patrule independente și mixte cu jandarmeria sau cu poliția locală. Inclusiv aceste structuri, și jandarmeria și poliția locală, au dreptul de a opri autovehicule. E, aceste patrule mixte se fac cu auto inscripționate poliția sau poliția locală? Se fac și cu poliția și cu poliția locală, dar obligatoriu în cadrul acelei patrule există și un polițist național. Înțeleg. Da. Deci nu se pune problema. Colaborarea pe raza municipiului Megidia între aceste structuri, poliția națională, poliția locală și jandarmerie, din punctul nostru de vedere și din punctul instituțiilor cu care colaborăm, este destul de bună. Atât din punct de vedere al dotării, cât și numeric. Facem tot posibil pentru a crea un număr de patrule suficiente pentru asigurarea climatului. Referind la întrebarea dumneavoastră privind zonele sensibile. Da, ca în orice vorbe, probabil, există zone sensibile. Și nu este nimic de ascuns că zonele sensibile la noi sunt cartierul poligonul Viilor Mamut Vei și zona Barăci-Siroz, Barăci-CFR, zone care ne-au creat probleme întotdeauna. Aceste zone sunt locuite în general de persoane care nu au un serviciu, o ocupație stabilă, nu au un venit stabil, da? Și fapt pentru care trebuie să producă, într-un fel, ca să folosesc un termen mai academic, să creeze un venit pentru a-și asigura existența. Ar putea să muncească, să spunem. Bineînțeles, munca este făcută pentru mașini, în speța lor, da? Pentru roboți și pentru, nu pentru ei. Dar sunt zone sensibile și ca un, să zic așa,
obicei format în, mai ales din stat, minorii care creează din aceste, provin din aceste zone, care sunt autorii majorității furturilor din locuințe. Și de ce zic minori? Sunt băieți deștepți, înseamnă, știu că nu răspund penal. Exact, au... dar ei sunt părerea mea și părerea și stăm și noi și analizăm acolo între colegii de la structurile operative. Sunt coordonați de către majori. Ei pune informația, trimis acolo, punct ochi, cum lovit. S-a luat prada, s-a îmbărțit, atâta, fiindcă minorul acela, dacă este prins, nu răspunde. Cetățeanul spune, m-a prins, îi arăți, 12 ani, 13 ani, dovedim, cu amprente, și când nu răspunde, nu pute. Asta este legislația, asta este legea. Nu răspunde. Bine, e o problemă acum. N-ar trebui să răspundă, sau nu puteți identifica, sau nu s-a întâmplat să identificați majorul care stă în spatele operațiunii de furt. Nu vorbesc, sau care e omerta lor acolo? Avem o situație în care totuși s-au repetat, s-au înmulțit chiar numărul acesta de furturi, săvârșite de anumiți minori, fapt pentru care s-au obținut prin instanță solicitări la medicină legală pentru a stabili discernământul. Chiar dacă 14 ani, 15 ani, stabilim discernământul, aveai răspunsul că prezintă discernământ, trimis la instituții specializate, internat în centrele de reeducare, cum se spune, de școala de corecție, în centrul de reeducare, da? La Târgu Jiu, la Găiești, pe unde mai sunt ele. Pentru al extrage din societate să nu mai săvârșească asemenea. Bine, care odată ar fi veniturile, mă rog, sărăcia, haideți să-i spunem, din acele zone, pentru că, deși n-aș folosi termenul ăsta, pentru că nu știu dacă neapărat sărăcia se poate manifesta în cele mai mici. Sunt ajutați. Chiar primăria ajută prin acele ajutoare sociale destul. Deci nu știu dacă neapărat sărăcia ar fi, dar este acest habitat de infracționalitate, nu este oare întreținut cumva din interior, din mentalul colectiv al zonei? Oamenii știu că pentru asta s-au născut, asta au văzut, asta fac, asta vor face, adică acum și cu acele internări în centrele de reeducare. Câți dintre ei se reabilitează de punct de vedere social? Pentru că, în mod normal, funcționarea acelora este pentru reintegrare în societate, pentru căpătarea respectului față de muncă și așa mai departe, cum spune legiuitorul, sunt acele formule standard. Câți dintre ei, în momentul în care se întorc, deci și spășesc acea internare, să-i spunem, tot un fel de condamnare, da, aplicată minor, tot un fel de pedeapsă. Ei se întorc în societate și vor face ce? Vor veni să le spună colegilor, prietenilor, bă, fraților, stați așa că eu am învățat acolo că trebuie să manifesti foarte mult respect față de muncă. Haideți, nu mai furați, dați-o dracu, hai să mergem să muncim. Da, o să fim realiști, unii chiar vin să întâlnesc cu alții, ăia specialiști în furturi, n-am avut o asta specialist, să zic așa, în furturi, mă cuințe, fac schimb de experiență și vine cu dublă calificare, da? Adică a plecat hoț de apartamente și se întoarce și hoț din auto. Da? De... Unii chiar au fost, dar un procent cred că foarte mic. Au fost treziți la realitate și au zis, da, trebuie să mă reintegrez în societate, trebuie să am un comportament normal, trebuie să am un serviciu, să-mi primez o familie, să-mi respect legile. Da, știți de ce vă întreb? Pentru că acum aceste zone nu au apărut așa peste noapte. Cartierul Poligonul Viilor e cu un nivel ridicat de infracționalitate de când viața. Doamne, eu de când sunt născut, crescut în Egidia, de când am început să percep și eu viața în Egidia, Alibaba, totul știe, Alibaba e Alibaba. Și când ziceai Alibaba, atenție, mă, când eram copil, să nu te duci prin Alibaba, că te fură țigani și te vând avără, te dau, să nu te duci mai mult la orășelul de carton, cum îi spune acolo în zonă. Să nu, deci toată lumea... Da, vedeți, deci sunt zone cu infracționalitatea de când lumea și pământul. Cred că nu de toți locuitorii de acolo, să știți. Nu, n-am generalizat, dar am zis zone infracționale. S-a tot intervenit, s-au tot făcut acțiuni, razii, acțiuni speciale în zonă și totuși există. Există, dar la noua nivel, deci noi nu avem pe rază mici, cum de grupuri infracționale, noi nu avem. Sunt, ca să zic, persoane care se dădeau la comiterea de infracțiuni, care sunt mai furturile. Din grătim, din furturi mărunte, nu avem infracțiuni de impact deosebit sau violență deosebită. Nu, ne-a ferit Dumnezeu și asta și din cauza, eu zic, a implicării tuturor, și a poliției, și a jandarmeriei, și a poliției locale, și a administrației locale, prin... Bine, se că ar trebui cumva să ne schimbăm optica și să considerăm că totuși lucrurile pot fi controlate, pentru că foarte mulți spuneau
Și de aici, din Megidia, dar și cei care au rude în Megidia sau trec razant prin Megidia știu de aceste zone sensibile ale localității și spune, dacă acolo n-ai ce să faci, ca în Harlem. Acolo nici poliția nu intră. Băi, lăsați-o dracului cu nici poliția nu intră. Poliția intră și face datoria când e cazul, când nu e cazul, de ce să intre peste cetățeni? Să le faci ce? Provocăm sau cum să... Da, să irite poliția... Nu suntem noi la doamne ferești, nu cred că irităm, da? Atât de mult. Dar de ce? Deci noi mergem la sesizare sau patrulăm pentru a preveni. Repet, ăsta este scopul poliției. Eu sunt adeptul, eu ca ofițer de poliție, personal Tomescu, sunt adeptul prevenirii. Aici, la chestiunea aceasta de prevenire, acest factor de prevenire din activitate pe care o desfășurați, cam care sunt mecanismele specifice, cele nesecrete de prevenire, adică cele care nu țin de tacticile și practicile polițienești? Păi, în special ședințele acelea de popularizare, întâlnirile cu asociațiile de proprietari, întâlnirile cu bătrânii, întâlnirile cu școlile, liceu la nivele, a diverse nivele, clasele, eu știu, de gimnaziu, la licee, pentru a preveni și le spunem câteva sfaturi, ce astea, să nu se prietenească, să nu intre în discuții, să evite contactul pe internet cu persoane dubie, să nu intre în contact, să nu-și lase bunurile supravegheate, să nu circule la ore târzii, să nu consume băuturi alcoolice, să nu consume substanțele interzise, în special etnobotanicele acestea care sunt deja te distrug ca om. Avem în Megidia focare de trafic și consum focare de... Focare avem, să zic, persoane care, în special, deci consumatori de... Nu putem să spunem că avem dealeri pe afară să auzim sau... Observ că lucrurile, totuși, acestea că spuneați dumneavoastră, nu există grupuri bine închegate, structuri infracționale. Dacă sunt așa ad hoc, mă gândesc că și pentru poliție, dar și pentru cetățeni, e mai puțin de lucru, pentru că în momentul în care, de ce am vrut să atingem acest subiect al zonelor sensibile, și cetățenii din acele zone, cei care nu sunt neapărat părtași din punct de vedere ideologic la acele infracțiuni, ar trebui să manifeste mai multă implicare, mai multă dorință, bă, hai să, totuși, să nu se mai fure la noi în zonă. În momentul în care vine polițistul și întreabă, da, ai vreo suspiciune, să nu fie una cu rea voință sau să zici, nu știu, frate, e treaba voastră. Voi sunteți poliție, știu, eu sunt cetățean. Bun, revenim la acel segment. Fiecare este obligat să-și ia măsuri de siguranță, de securitate a bunului. Am mașina în fața locului, se mi-a închis, să-mi pun un sistem de alarmă, să-mi montez o cameră, nu interzice nimeni să-și montez o cameră, știu, un balcon acolo, să-și... Bine, să spun, dar pentru ce să-mi iau un plus când trebuie să treacă poliția? Repet, noi nu păzim. Nu suntem paznici. Nici nu este obligația cetățeanului și de persoană fizică să-și ia acum agent de securitate privată, agent de pază. Eu acasă trebuie să am, eu știu, nu știu ce, agent de pază pus în fața blocului sau nu. Dar e bine să ții niște măsuri minime de siguranță și de securitate a bunului tău. Bine, în primul rând să nu lăsăm lucrurile la vedere și așa mai departe. Sunt foarte mulți care își lasă borsetele în mașină și după de ce le-a spart mașina. Avem deja invitații. Da? Pentru că e și spus, dacă nu și iau, da. Ia-mă de aici. În teren, domnule Beșliu, în aceste zone sensibile, mă gândesc că ați și ajuns, ați ajuns și pe acolo. Efectiv operativ, acolo lucrez de 5 ani de zile. Efectiv operativ sunt numai aceste zone. Pentru că au fost considerate, pe bună dreptate, ca fiind zonele cu risc infracțional și criminogen cel mai ridicat din municipiul Megidia. De aceea am fost și comasați, atâtea forțe au fost comasate în aceste zone. Bun, acum vă întreb pe dumneavoastră, pentru că acum unii vă percep într-un sens pozitiv, alții vă văd, adică această activitate eficientă pe care eu personal o văd a fi extrem de eficientă, unii o văd să nu dea dracu să te întâlnești cu Beșliu în stradă. Păi să nu dea dracu că dacă ai băut sau dacă nu ți-ai tras centura sau dacă circul ca nebunul, să nu te întâlnești. Poți să nu te întâlnești cu niciun polițist. Dar, vedeți dumneavoastră, renumele acesta naște și un ecou în interiorul comunităților. Un operativ atât de eficient sau cu un nivel de eficiență, că mă gândesc că și colegii dumneavoastră încearcă, cel puțin dacă nu chiar reușesc, să fie la nivelul de eficiență
pe care dumneavoastră îl manifestați și discutam și cu domnul comisar înainte de emisiune. Este un etalon și toată lumea din interiorul structurii cam acolo tinde către ceea ce ați realizat. Dar totuși, că revin la acest ecou în comunitate, care este ecoul agentului de poliție Cătălin Beșliu în comunitățile în care este operativ? Dacă în primă instanță v-am spus de la bun început al emisiunii dumneavoastră că percepția noastră se bazează reciprocă pe respect, acum vreau să vă duc cunoștință, da, fiind faptul că discutăm de aceste zone răufamate, cum toată lumea le spune că sunt răufamate, vreau să vă spun că și în aceste zone acest grad al infracționalității pleacă de la cultură și de la civilizație. Din moment ce acești copii sunt crescuți în acest sistem mai slab educațional, iar părinții nu își dau același interes pentru a-i promova în școli, în licee, în facultăți, automat acești copii, urmași fiind ai părinților, acționează în discrepanța legii, să spunem. Au fost situații în care s-a transmis hoția asta din tată? Da, bineînțeles, păi avem... Am avut așa ceva și efectiv avem și acum, pentru că dacă acești copii nu percep gravitatea faptelor aici, când vorbim despre infracționalitatea juvenilă și delinvența juvenilă, ei nu percep, să spunem că ei sunt la vârsta minoratului și nu percep. Dar ulterior, dacă ei, să spunem, profesează și se autoperfecționează în acest sistem, deja ne dăm seama, pentru că educația primită în sânul familiei și în sânul comunității respective este egală cu zero din acest punct de vedere. Da, da, s-a întâmplat și ziceam mai trebuie o chestiune. Schimbările, să știți că apar. Schimbările, să știți că apar. Se perfecționează stilul, ăsta acționează în stilul lui X, deci. Da. Sau fiul lui X acționează în stilul tatălui său cu ceva, 2.0, știți, versiunea 2.0. Ați văzut, erau cei bătrâni, învățau. Mai limba, hai să te învăț, uite, așa se transmit, că sunt anumite tehnici, nu de operare, ca să zic așa. Schimbările aceste comunități, să știți că apar. Deci, în primă instanță, noi, referitor la mine, am fost perceput atât de copii, cât și de bătrâni și de cei de aceeași vârstă cu mine. Nu putem să generalizăm ca aceste zone fiind catalogate exact cu X și toți de acolo sunt o apă și un pământ. Nu. Sunt și persoane și sunt familii, să spunem, cu copii, care au perceput și rolul meu din punct de vedere atât profesional, cât și rolul meu din punct de vedere uman. Pentru că și eu, la rândul meu, sunt și eu un om. Și latura aceasta umană am putut să o dezvolt față de cei care, cu care am putut să intru în aceeași interferență. Pentru că să știți că o sancțiune contravențională aplicată sau un dosar întocmit unei persoane care a săvârșit o infracțiune poate avea repercusiune asupra sa întreaga lui viață. Mă refer pe structură infracțională. Dar important este ca finalizarea efectivă, persoana respectivă sau persoanele respective să tragă un înțeles de bine, ca ulterior să nu mai progreseze în această structură, deoarece inevitabil repercusiunea asupra vieții lui efectiv se revarsă datorită propriilor sale acțiuni. Noi suntem aici, eu sunt aici, eu îmi fac datoria, aici strict procedura legală și în spiritul legii. Și atât. Dar vă spun că aceste schimbări, să știți că intervin, sunt persoane care au perceput ceea ce am reușit să facem și ce am reușit eu profesional să implementez și sunt persoane care chiar au venit bătrâni sau și copii care chiar mi-au mulțumit pentru faptul că în această seară, Nea Beșliule, să trăiești. Mă bucur foarte mult, ne bucurăm toți mulți că ești mata aici în cartier la noi în această seară, cum s-ar spune, pe înțelesul lor. Da. Deci aceste schimbări apar și sunt persoane care le percep. Da, iată, la pentru că rolul polițistului este și unul de a prezenta un model viabil, un model puternic pentru societate, are un rol educativ. Făcând parte tot din acea secțiune a rolului polițistului în zonă, în comunitățile în care activează. Bun, și revenind la acest aspect, categoriile fragile, pentru că spuneați de delinvența juvenilă. În aceste zone mă gândesc că nu numai copiii fac infracțiuni, fac fapte antisociale, ci și cei mari. Dar cam care este preponderența, în câteva cuvinte? Ne cam apropiem de pauză. Preponderența, bineînțeles, adulții comit în general infracțiune. Aceștia mici fiind, spuneți în termenii polițieniști, săgeți, mă gândesc, da? Pentru a comite, să zic, nu știu, în proporție de
70-80% adulții și 20-30% în procentul vorbind minori. Ce să... Copiii, minorii aceștia, mai avem și situații în care, cu bună știință, sunt, nu știu dacă ați văzut prin meșdia, sunt acei copii trimiși la cerșit, cu bună știință, sunt trimiși la cerșit prin oraș. Da? E mai ușor să strângi niște bănuți din... Și aici se merge pe mila românului, pe... Lasă-mă săracu, îi dau... Chiar recomandăm ce ținem să nu mai dea bani acelor... Să încurajeze cercetoria. Uitați că faceți eu știu, o probă și dați-i un pachet de biscuiți sau se uită la tine și chiar și refuză. De fapt, el trebuie să ajungă cu niște bănuți acasă, are un target, ca să zic așa, da? A, deci, iată că... Da. Aș vrea după pauză, domnule comisar, să discutăm despre aceste categorii fragile, pentru că, iată, de fiecare dată și asistăm din ce în ce mai mult la cât mai multe tipuri de infracțiuni, sunt folosiți minorii și, deocamdată, pe lângă vidul de lege, este și un vid social. Oamenii totuși așteaptă să se rezolve problema, chiar dacă legea cumva nu prevede sau absolvă în sens relativ de responsabilitate pe minor, deși minorul acela, credeți-mă, mie, eu nu pot să-mi închipui că acel minor acționează tocmai cu în lipsă de discernământ, nu știe ce face acolo. El pleacă, punct ochit, punct lovit, face totul ca la carte în maxima sistemă pe care a primit-o, dar ajunge în fața organului și stai așa puțin, că eu, organ de cercetare, trebuie să stabilesc întâi discernământul. Păi, a făcut-o cu bună știință. La 14 ani deja asistăm la o maturizare forțată, dar, stimați telespectatori, rămâneți aproape, ieșim pentru publicitate, ne întoarcem în 10 minute.